Asta e două secunde. Și știu foarte bine că de-aia nu m-am dus la Iliescu, că mă făcea milionar. Pentru că am avut o chestie personală cu Iliescu și am zis niciodată, chiar dacă am stat 7 ani în România, fără casă, n-am spus nicăieri că nu mai aveam adresă. Miliția, poliția mi-a făcea că bățeam toate 5 în toți generalii, nu mai aveam casă, nu mai aveam și vină cu casă. Aveam casă în parc, pe banca, numărul 6. Domnul Serghei Bizil, hotărât în sfârșit să vă spun adevărul după foarte mulți ani în care înțelegem că a ținut asta în sufletul său, nu? Deci dumneavoastră aveați gândurile astea sau părările astea despre Serghei, respectiv nu, domne, și Jean Maurer, în, despre Mădălin. Am avut mai în, de-a lungul vieții niște semnale, dar eu le-am trecut pe alte, pe tinerețe, pe alea, pe interese, pe chestii. N-am crezut că sunt atât de profunde și nu mi-am dat seama că de exemplu Mădălin mă urește atât de mult. Aha. Deci credeți că el vă urește? Păi, dar am văzut niște mesaje în astea care, deci ori un om bolnav mental poate să le scrie, ori un om care are o boală pe ești din comun. Adică, nefăcându-i nimic toată viața. Ce mesaje? Decât bine, nu, dacă dau mesajele o să iasă alte și stric o chestie care n-aș vrea să o stric niciodată. Bun, atunci povestiți-ne ca să înțelegem și noi ce s-a întâmplat. Deci, ca să mergem pe firul cronologic, ați fost la emisiune, dar eu mergând, l-am dat, Jean a zis eu că nu mai vrea. Toată viața după el, cum să spun, mi-am riscat și libertatea pentru el. Adică nu așa că am făcut că am mers și am luat o sticlă sau i-am luat o haină. Interesant, da. Adică ați mers cu capul înainte pentru prietenul cel mai bun. Unde m-a chemat? Kamikaze. El era cel mai bun prieten al dumneavoastră? Sau Jean sau altul? Sau Nicu Ceaușescu? Păi, sau? Nu că vreau să o rezolvăm și cu Nicu, că e tot o împing cu Nicu, cu Nenicu. Deci cu Nicu am fost, nu că am fost prieten, ca să înțeleagă și lumea. Deci am stat în casă cu el, nu pot să spun ani exact, că poate greșesc și n-aș vrea să greșesc, bani încep alții să spună că n-a fost. Deci în jur de 13-14 ani am stat cu el în casă. București, Munte Mare, Znagov, Predeal. Deci eu cu Nicu am fost familie. Și el v-a fost cel mai bun prieten? Păi, normal, dacă stăteam în fiecare... A, și ei s-au băgat pe lângă dumneavoastră nu, ca să fie și prieten cu Nicu? Jean a venit foarte târziu, că el n-avea voie să umble cu noi. O să ajung și la toate poveștile astea să vadă, pentru că așa lumea a înțeles că era un mic fizician care mergea într-un trabant și i-a pus Ceaușescu cătușe pe mână. Da, să ne povesti toate astea. Păi rămâi tâmpit, ce să umble în trabant, dom'le, că dacă eu povestesc cum au trăit și eu pe ei, dar puțin mai slab de lângă ei, că pe mine nu m-au ținut părinții așa și eu o luasem și prin cartiere și prin orașul ăsta, păi nu-i vine să creadă la oamenii ăștia la ce univers a trăit, dom'le. Și ce am făcut și ce au făcut. Că asta e boala mea. Au profitat atunci și după aceea să dăm partea asta și vor să profite și pe partea asta altă, tot pe aceeași chestie. Stai dracu cu minte banca ta. Acum pe ecran dăm și poze cu noua logodnică a lui Mădălin Voicu, că înțeleg că de la ea într-un fel a pornit o scandală. Nu mă interesează asta pe mine, mă, frate. Asta să-mi intereseze pe el ce treaba mea cu... Nu, păi să ne povestiți faza cu botezul, că înțeleg că aia a fost punctul culminant. Nu, da? Le luăm pe rând, deci. S-au acumulat foarte multe. Eu am înghițit foarte multe de la... rugându-mă el, bă, termină, hai, las-o, ce să o lăsăm, bă, de ce? Eu n-am nicio obligație la el, niciun fel de obligație. La un moment dat, el, având această boală de a minți în continuu, le-a mințit, o fi mințit și pe asta, că restaurantul lui, că eu sunt, că... Au fost niște discuții care după aia, în timp, mi-am dat o seama, stai, mă, cum poți să ai pretențiile astea? Dacă... Și el cred că asta le spunea. Nu are niciun restaurant al lui, domnule, restaurantele sunt ale mele. Aceste restaurante le-am făcut eu pe banii mei cu asociatul meu Mario Carp, care el a venit cu ideea, el a venit cu toate astea, eu am venit cu prietenul meu bun, mă măscăresc pe la mese, cum a spus domnul Mădălin, și atunci am avut o chestie de succes. Această chestie care... Și ce Mădălin zice, că sunt restaurantele lui? Sau? Nu, că el m-a ajutat, că el a făcut, că el a adus lume. Pe cine a adus, domnul? A adus-o pe firea să zic, chiar încep, stai, calmează-te. Aveți o voce interioară, da, care vă spune, calmează-te. Nimic, alea le-am făcut efectiv pe spatele meu și pe munca mea. Pentru că s-a demonstrat că a făcut și el restaurant și n-a putut să-l facă. A spus la toată lumea că ce, bă, că a fost alu nevastă mea și am vrut să o lasă să moare. Nu a vrut să o lasă să moare, că mă rugam continuu, bă, ia și restaurantul ăla să-l facă să meargă, să nu știu ce. N-am vrut să mai mă bag și acolo.
Dar el când i-a chemat pe toți prietenii lui, când au venit acolo, era normal, dacă vii la restaurant la mine, nu vrei să mă vezi pe mine, dacă ești prieten cu mine, el a spus, nu am filarmonică, unde? Cred că era în baie. Înțelegi? Și el a spus, atunci, ce să mai stăm la restaurant? Mergem la filarmonică să le vedem. S-au dus oamenii la filarmonică, nici acolo nu l-a văzut. Înțelegi? Și așa le-a spus, pe ce eu sunt cala să fiu măscărici la mese? Adică dumneavoastră le-ați măscărici. Da, poți să-mi spui, m-a luat cu dumneavoastră, că nu, mai în anchetă m-a luat cu dumneavoastră. Da, el v-a dat niște SMS-uri din care reiese că vă urăște? Nu, nu mi-a dat în altă parte SMS-uri care le-am văzut la adresa mea. Nevertebrat. V-a zis nevertebrat? Da. Păi eu am coloană vertebrală decât el, de nu de 1000 de ori, de 1 milion de ori. Adică el de ce n-are? Pentru că el s-a mutat, cum a bătut vântul, s-a dus prin toate figurile, face absolut toate. Eu îl cunosc. Eu știu cum îl cunosc? Pe amândoi îi cunosc ca pe buzunarele mele. Ei ce poate să zică despre mine? Nimic, că eu am zis. Eu n-am mințit niciodată că am stat, că am avut cafea și cum făcea ăla. El avea piscină, numai el stătea în două camere, în Racova. Hai că l-am întrebat eu pe Jean Maurer. Și-a sărit, Serghei avea piscină. Eu avea piscină. Oare mama, eram singurul din București cu piscină. Da, deci mi-aduc aminte, dar l-am întrebat Jean, că a întrebat un telespectator, a zis că are piscină. Eu beam când a scăpat... Și Jean a zis că n-am avut o piscină, ce-i Serghei avut. Păi nici mi-a rămit tâmpit, mă, nu. Ei stăteau cinci într-o cameră, mă. Și citau la lumină, la lumânare. Da, el avea piscină, într-adevăr? Haide, mă, dar ne terminați cu prostile, ce dracu, mă. Îi durea măseaua, lua avionul și mergea la Paris. Cine, Jean sau Mădălin? Nu, Mădălin, ăsta a venit târziu, domnule, ce stai ăsta, ăsta a venit după noi și eu l-am comptat în grup singur. Era și alții, la divers. Mulți din prietenii noștri atunci, Viorel Bucu, care pot să-l nominalizez dacă se uită că a scris, când eram la tine, scria, bă, vezi că nu s-a adevărat. Eu ședință cu ei, lasă-l, bă, să zică că a fost la o parte, stai să nu înțelegem acum, să nu luăm invers, că n-a fost. A, și Jean Maurer, dacă îl durea măseaua, lua avionul la Paris? Haide, domnule, dacă vă povestesc, nici vă vine să credeți, domnule, să uitau la televizor, vedeau mașina, era la sector acolo, era una Marșala, o femeie care te ce-i comandai și îți luai un Mercedes decapotabil ultimul tip cu 2000 de lei, așa că vrei, sau Patek Filipurile le pierdeam la pescuit. Ce? O să-mi dau drumul mai încolo, dar stai să mă enervez. Așa își cumpărau ei mașinile? Toată lumea, domne, care eram acolo, tot ce vedeam afară, domne, vreau a doua zi. Pe cine aveam vreo haină românească pe noi să mânca ceva, să bea ceva românesc? A, deci chiar a zis-o în puf și ei au mințit poporul până acum apariția. Păi n-ai văzut cum reiese, bă, că avea trabant. Trabantele le-am luat să ne jucăm cu ele, să ne împușcăm în trabantul, că ajung și acolo. Aoleu, mi-e rău, da. Stați puțin, deci... Dar i-am întrebat deci ei, așa... Ei au mințit până acum la televizor. Nu știu dacă au mințit sau poate sunt atât de bătrâni și au luat fete atât de tinere și le-a tras puterea din creier. Înțelegi că nu mai ai putere la vârsta da, asta. Și au început să uite, mă, și Mădălin și Jean au niște soții mai tinere. Dar nu mă interesează ce au ei, să fie sănătoși. Dar n-aveau Mercedes-ul prin garaj? I-a întrebat așa, nu erau vreo două, trei mergeturi. Așa, i-au zis, într-adevăr, că au mers cu trabantul sau deloc. Trabanturile le-am luat de la Vlad Popa să le rupem pe câmp, domne. Să ne distrăm. Că terminasem N mașini da. Și atunci am luat și niște trabanturi să ne deci jucăm. Deci dumneavoastră din toată gașca de copii de bancheta, este singurul care recunoașteți că ați dus-o foarte bine totuși, cel puțin din anumite puncte. Cine vă sună? Spuneți, lumea ca să-i mănânc, mai ales pe Mădălin. dintre prietenii lui. Dintre prietene. Vă citesc eu și din mesajele telesatului, dacă vreți. Zice cineva, bravo, Coane, ești într-adevăr un om adevărat. Altcineva zice, te rog, spune-i Dan, spune-i lui Serghei să nu se mai enerveze, că n-are voie un angajat. Ce, n-aveți voie de la doctor sau de la cine n-aveți voie? Sau de la securitate, de la... Nu am trebuit cu securitate, domnule, m-am bătut cu securitatea toată viața. Am glumit, da. Deci revenim, a dus-o un puf și ei nu mai recunosc acolo la televizor. Dar nici n-am cum să îți povestesc, n-am cum să-ți explic. Eu am uitat toată această perioadă, mi-am șters-o din cap, că de asta am și n-am avut problemele care l-a avut Dumnezeu să-l ierte Ghiuri sau alții, pentru că n-au putut să treacă peste șocurile respective, pentru că Ghiuri și cu Jean erau cei mai ținuți în puf de familii și de anturaje și de chestiile astea. Nu vreau să spun că îl fac de plânge pe acasă, să-și îl trecea cu fata la cușa la 20 de ani. Mergea cu măsa. Cine? Haide, Mădălin domne, sau păi, Jean? Păi Michi numără. Ce să aibă Michi, domne? Michi avea... Păi Jean îl ștergează la fund la 20 nu eu, măsa și cu asta. Păi de nici venea, când mergea să iau gagică din bar, venea cu șaini, cu mai cu securiști, lua gagica din bar de la Blana. Eu la Blana la a doua zi trebuia să vadă ce face. Niște...
Îi dădeau blană, o blană ca două unei fete și a doua zi lua blană înapoi? Da, a doua zi lua de dihor. Nu mă fost să spun că vreau să intru în polemică cu ei, că n-am de ce să intru în polemică cu ei. Nu intrați în polemică. Știi care e vorba? Sunt prea subțiri îmbrăcați, sunt. Dar o să încerc să spun cum s-a trăit ca să-și dea seama, dom'le, lumea, adică nu ce că mâncam, că zicea că am mâncat icre negre. Asta era icra, era nimic. Tot ce vrei tu, filmele de afară, veneau în fiecare zi filmele de afară, stăteam în niște vile, care acum sunt șofilofilatul proprietarii, în fotolii, cu mâncare, cu băutură, cu fete și vedeam filmul cu traducător în fiecare zi câte un film. Casele erau, dacă te uiți în milionarii de afară, nu au, dar niciun milionar de afară n-a putut să trăiască la nivelul ăla. Pentru că te explic de ce, pentru că ăia erau banii care munceau și nu poți să faci așa, făcea statul, făcea casa, în casa care a statul începuse Ana Pauca, după aia Gorghiude și după aia am venit noi. Deci ca să înțeleagă lumea și ei erau, nu știu dacă peste mine sau sub mine, că nu mi-am interesat niciodată cum au fost ei la bunuri astea. Deci eu nici nu am văzut toată casa în care am trăit, mă, cu tata. Deci eu nu am mers în toată casa. Aveam portavoce să ne găsim. Unde ești, bă? În partea C, în partea D, aveam frigidere, că sunt pereții astea de tale, erau frigidere cu viței, cu mâncăruri. Aveam trei persoane în casă care așa și plus doi bucătari gărteau zilnic pentru trei persoane. Deci era chiar un exces, o opulență. Ce exces, bă? Ți-am spus că eu n-am vrut să spun așa, că am zis, hai să o lăsăm așa și... Să pleca afară, am plecat prima oară, am plecat în străinătate, ce pașapoarte, că ne urcam în tren, era stema, erau cu automatele, cu sacul de bani, cine te oprea pe tine, te guvernamental, să întrebe de pașaport. Ce pașaport să am? Păi a zis Jean că l-a arestat în Bulgaria. Păi seama că ajungi și la arestarea în Bulgaria, că este foarte importantă arestarea în Bulgaria, ca să vă povestesc că m-a rugat și unul dintre participanți să spun realitatea. Dar ajungem, că sunt multe. Dar ca să spun așa, și eu eram la mic, tata era mult mai... Cum să spun, nu vroia să ne luăm mașini, motociclete, figuri pe afară. Era mai... Stai să nu greșesc cuvântul. Nu știu, era mai simplu așa într-un fel, adică nu-i plăceau toate chestiile astea. Am plecat prima oară la 8 ani în Italia, deci am plecat cu tren, cu locomotiva la care a atașat un vagon restaurant, două vagone dormitor și un vagon cu produse, vin, bere, mere, ce mâncam noi pentru mâncărică, da. Cu stema României, cu sac de dolari la ușe, să nu ne facem de rahat în Occident, să vedem niște nu știu. Cu avionul nostru care a plecat acolo, care unul dintre ei, dintre care a fost acolo cu noi, că avion trăiește, poate să povestească, cu chelner, cu bucătar, cu totul, și cu încă două mașini. Și acolo, de coalea, ne-am urcat, m-am întâlnit cu Gheorghe pe la Viena, pe acolo ne-am urcat pe un hotel și aruncam cu sticle. Eram idioți, nu știam, nici prea știam ce e Occident, ce e România, noi trăiam în altă lume. Eu am trecut de intercontinental și am văzut blocuri și oameni așa, pe la vreo 19 ani. Eu credeam că toată lumea, adică da, de idiot, că eu recunosc, bă, la care mergeam avea vilă, avea piscină, avea vilă la munte, la mare, eu am zis că așa sunt toți. Cum se vezi? Da, după aia am văzut tot. Înțelegi? Da, și aruncam cu sticle și aia mergeau jos și plăteau mașinile aia ca să ne tulburăm, să nu ne strice joaca. Pișine, urși în curte, că de asta a zis ăsta căsigar. Vroiam cerb, aveam cerb, aveam curtea câteva hectare aici pe Herăstrău, unde reședea ambasadorul Americii. Vroiam urs, ne luam urs, să ne jucăm cursul. Vroiam cerb, ne luam cerb, cu heleștie, cu crapin, cu piscină olimpică în sufragerie, cinematograf în piscină, jacuzzi, saună, duscoțian, bine, nu știau românii că există duscoțian acum, de-abia acum am învățat toate. Și deși Jean a trăit în luxul ăsta și n-a suflat o vorbă. Mă, Doamne, vrei să intru un refuz de hrană, ce dracu, chiar mă crezi idiot. Păi și de ce ar fi ascuns toate astea? Păi nu știu, mă, mâncați așa, de ce ascuns și de ce fac toate treburile astea, că pe mine mă lasă mut. Da, mă, am fost, ăsta am fost, dacă am avut norocul să știu, dacă să dau foc la case. Păi și de ce nu mi-a spus în față lucrurile astea? Când? La vremea respectivă, că ei spuneau asta în emisiune încă de acum 3, 4, 5 ani. Nu, în emisiunea o băgau cu Caterinca care a fost și cu alea, dar nu o băgau cu ce am făcut până atunci. Bun, și să ajungem la momentul când v-ați certat. Păi momentul când ne-a certat nu e, că eu nu m-am certat cu nimeni. Aici e toată povestea. A, ei cu dumneavoastră. Păi, dar nu știu nimic, că n-am vorbit cu nimeni, nimic.
Deci Jean a venit, a făcut rost de niște bani, cum i-a făcut, e treaba lui, îl privește, nu mă interesează. Era o vilă lângă mine în curte, zic, vină mă, mâncați aș gura ta cu mine în curte aici, că stăm de copii, că asta e, e ieftină, pe casă Dan Petrescu, fotbalistul. La Snagov. La Snagov, domnule. Da. Zic, iau aici, să fim acolo. El gata, entuziasmat, a luat-o frumos, râdeam în continuu, bă, ce o să zică maică ta, că te vede cu mine, că maică ta, că mă vedea pe mine și Elena Ceaușescu, care îi umbleau, nu că erau toată ziua bot în bot. Dar făceau Parkinson. Pe toate pedepsele care am avut de la ele, două le-am avut și de la alte. Făceau Parkinson când mă vedeau. Vedeau așa în... Bă, dacă spun tu, ce dracu, eu nu te minți. Bine, asta Jean a confirmat că ruptura ar fi fost între el și Nicu Ceaușescu, că mama lui... Haide, domnule, n-a fost nicio ruptură, nu? Domnule, și cu mama Nicu Ceaușescu. Nicu? Toată problema care... reacția soților Ceaușescu, că eu nu se răspund niciodată dictatori, și să o explic de ce, pentru că eu am trăit acolo, aș fi penibil eu să le spun lor dictatori, când eu practic am trăit între ei acolo, n-am fost membru de partid, n-am avut nicio apartenență, nu m-a interesat. Dar auzi frază, n-am fost membru de partid, am fost membru de partid, dar n-am fost comunist. Adică partidul, care partid a fost? Bă, rămâi tâmpit, am fost membru de partid, adică mă duc la bulangii, dar nu m-ard în găos. Mă duc doar așa, că sunt, păi, am carnet de bulangiu, dar nu m-am ars. Am fost să văd ce fac ei. Ce dracu, mă, neadă, chiar așa, mă, nebunii, măi, da, ne-am. Păi de ce râzi pe noi așa? Păi, dar sunt prietenii dumneavoastră. Păi și ce le reproșează, că au fost membrii PCR? Dar nu la ăștia, nu, Doamne ferește, dar dacă ai fost, taci dracu din gură, nu? Păi dumneavoastră erați dizidentul între ei, asta au spus și ei. Ați atacat ambasada Rusiei. Da, domnule, dar fii atent aici, ca să spun acum. Soții, dacă erai tu în locul soților Ceaușescu și făcea ce făceam eu și îl trăgeam pe copilul lor sau pe toți copiii în jurul meu în... Cine sună? Becali, avem voie. Victor, să-i răspundem. Da, răspundeți-vă. Da, Victore. Îmi dau foc în direct la OTV. Aducem noi benzina, da. E de partea dumneavoastră sau e de partea lui Mădălin? Uite-se ca să te uiți. Deci, ai renunțat și tu la meci, pentru mine înseamnă că sunt tare. Hai, pa. Așa. Ce, vă încuraja sau vă... Nu, că ai zis că foarte bine fac și că nu-ți mai uite nici la meci. A, da? Interesant. Să vedem cât o să fie de partea dumneavoastră și cât de partea lor. Dar nu mă interesează că eu spun adevărul. Eu, da, de partea mea, unde mă duc eu de aici? Și dacă-s de partea mea, ce-mi dă? Îmi dă unul vreo ciungă? Păi da, vă convine că sunteți independent, dar dacă ei, săracii, le merge mai greu cu criza asta, acum, în perioada aceasta... Păi și ce le-am făcut eu să se facă și independenți, nu? Fii atent aici, păi dacă tu erai Nicolae Ceaușescu, da, și cu asta, și veneam da, și eu... Da, și fiul meu era corupt de unul, ca da, dumneavoastră. Mă, dar îți spun una din fază, pe cum să nu e foc, tu dacă erai președintele României și vedeai că trabantul le-am luat, că mergeam prin, pe la Snagov asta și consumam alcool tot și la un moment dat, îți spun așa, mergeam cu Volkswagen-ul Ghiuri, erau cu trabanturi pe acolo prin pădure, să bea de câteva patru zile, mergând îmi trece așa un cartuș prin mașină. Înțelegi? Zboară parabrizul, bă, nu, deci nu sunt exagerări. Am martor ofițeri de la Direcția 5-a, care dacă se uită acum poate să scrie în direct, să facă asta, care au fost acolo, care plângeau, bă, sunteți nebun, mă pușcați. Așa, și cine a ei mă, toi trăgeau mine. Ei cine? Eu păresc să nu mai dau niciun nume, că nu mă interesează persoanele. Da, eu vorbesc așa despre mine și despre Nicu. Erau pe acolo, da, Nicu, pe acolo, da, treaba lor, că ei văd că n-au fost. Eram eu cu Nicu și ne, în pădure, era pădureau și eram tu fița rușie. Nu, Jean a zis că a mers și el cu barca cu Nicu și cu Nadia acum. Da, și cu Nadia acolo. Ce, stai că ajung și acolo, că le-am pe toate, dacă am scris azi noapte, m-am mâncat pe gura ta. Așa. Și a tras. Eu imediat am luat poziție, eram cu o fată jet, am luat poziție, am început să trag în ei. Prevați armă? Cum, domne, eram înarmați 24 cu doi, mă, Dane, mă, mâncați aș gura, dar crezi că te mint? Așa, ce aveți, pușcă sau pistolă? Eu tras cu arme, cu cartuși de război. Eu aveam armă cu brownie semi-automată și pistol, domne. Și trăgea și dumneavoastră din drăban? Am deschis focul asupra, nu dacă se deschis focul asupra mea, nu? Deci Nicu trăgea dumneavoastră Nicu? Ei erau mai mulți, erau... Dar în ce an era asta? Bă, eu sunt mai prost cu ani și cu matematică. Da, mă rog, am fost atâtea mai țin, uite, eram mare, aveam 20 ceva de ani. Stați puțin, și n-au zis ăștia nimic la cine Europa zic? Liberă, nu, n-a fost scandal că s-a tras la Snagov? Nu, domnule, că s-a mușamalizat, dar îi auzeau soții, stai mă, că s-au împușcat aia acum, au dat foc la el altă, l-au bătut pe generalul Cutare, l-au făcut pe ăla, tu ce ziceai de ca părinte? Stai puțin că n-am terminat. Acolo când am ajuns, Ghiuri era vecin cu mine. Ghiuri, săracul Dumnezeu, să-l te întreabă, trebuie să trăim, înțeles că tot dumneavoastră v-ați ocupat de mormântare. Da. Că nimeni din familie, acolo, aici aveți o mare bilă albă. Dacă, uite să spun una din faze, tu ce făceai dacă era Nicolae Ceaușescu? Așa, da. Ghiuri stătea vis-a-vis de mine. Am venit,
Cine a tras, mă, eu? Ei, ca să cadă pe ăla, Oagăru, ca așa avea vrea pe urecla. Oagăru, Oagăru a tras. Mă, norocul ăla, că era foarte matol și nu s-a sculat. Că atunci eu am luat 3 din 3, zi pe Nicu și pe încă unul, hai mă, să tragem în ăla. Și am tras de la mine cu carabină, cu glonț de război și de mistreț, deasupra capului, când am mers în casă, avea cât ecranul ăsta era găurit ăla. Ăla s-a sculat, așa matolul ăla. Dacă se sculam, curul îl pușcam. Și am tras vreo ora, a început toți nagovul, cine trage, ce se întâmplă. Și normal că Ceaușescu a zis, ăla îl împușcă pe ăla în casă. Ei, tu ce spune ca Ceaușescu? Bravo, bă, deștepte, Serghie, ăsta, mâncă aia și gura lui, să-l promovăm. Vă terminam, da. Nu? Da. Și știi câte am din astea? Și ce s-a întâmplat după asta cu focurile, dar? Nimic. Și aici, la faza asta, a fost și Mădălin și cu Jean? Mădălin a fost, Jean cred că a fost. Ăla, Mădălin a apărut târziu, domnule, ăla era Paganini, vorba lui Cornel Dinu, Paganini. Ce treacu să apară? Dar sunteți invidios pe talentul său? Da, domnule, am vrut să fiu dirijor. Ce să fiu invidios? L-am susținut tot timpul. Am și bătut la concert pentru el, l-am bătut și lumea. Cum ați bătut lumea? Am bătut lumea. Bă, dacă stai așa, te țin o săptămână. De ce se bateți lumea la concert? Concertul e un act artistic. Păi adormea oia acolo și m-a enervat. Da, și să-i treziți. Bine, toți sunteți artiști în gașca asta acum. Domnul Madalin, dirijor, dumneavoastră cu pictura. Rupeam mașinile, rupeam toate alea, făceam tot felul de nenorocii. Îi lăsam casa. Dar s-a ascuns episodul ăsta cu armele? Da, domnule, că n-am vrut să ajungă, pentru că erau niște băieți care vreau să meargă pe alt drum și eu n-am vrut să-i bag. Pe mine mă doare, nu mă doare. Asta a fost, recunosc, de asta l-am făcut. Ce să spun după aia, că mi-e rușine mie, că nu mi-e rușine? Dacă asta ne-am făcut, vrei să mint acum? Vă întrerup pentru 10 secunde, dacă aflăm lucruri absolut noi și eu să vă citesc mesajele, replicile oamenilor. Trage și Băsescu, vă veni imediat, da. Trage Serghei, trecea, da, bine că nu ați omorât, domnule, pe omul ăla, dacă l-am omorât. Domnule, te țin 2 săptămâni cu dreacu, să mai imediat, și chestii mai grave, lasă-o dreacu de micii. Și lor era rușine cu asta, de aia n-au povestit, Aldo Jean. Păi să spun cu vânătorul, că ai zis că n-a fost vânător, pe dar l-am și împușcat în mașină. Cine l-a împușcat? Pe Jean, că da, ce am lăsat pe vânătoare. Domnule, iartă-mă. Păi stai că spun, că ești amar. Reveni imediat, ia-ți de-mi vânătoare. Bravo, toată noaptea de neserea dinții pe toate câmpurile. Cum l-am pușcat pe Jean, mă, vreau Serghei Mizil. Acum îl împușcă doar la figurat în seara. Nu îl împușc, bă, că l-am pușcat viața pe ăsta, bă. Pe amândoi am pușcat viața. Mie ce bine îmi pare. Revenim cu Serghei Mizil în formă maximă. S-a concentrat, vedeți, foarte tare și de 2 zile scrie la cartea sa. Cum se va chema cartea sa? Nu, m-au hotărât acești intelectuali de mare marcă. Nu-mi permis să scriu o carte. Nu că n-aș și să scriu, pot să arăt, am scris o noapte întreagă de nervi. Mi-a propus Victor Ciutacu, cu care sunt într-o relație foarte bună și îmi convine cum mă înțeleg cu el. După aia mi-au încercat și alții, îmi pare rău că i-am promis lui Victor, dar voi scrie o carte cu el. Absolut tot ce a fost, ca să apară o groază de oameni la televizor care habar n-au, nici n-au fost, bă, nici nu i-am văzut în viața mea, mă. Și au ajuns mari vedete, cum e și arhitectul. Nu a văzut nimeni în viața lui pe arhitect. Care arhitect? Care tot îl cheamă, nu vreau să intru și cu ăsta în polemică. Aroguschi? Hai, mă, ce dracu, nu... Și prin cărți și povești și... Acum toți i-au ars, toți i-au făcut pe familie, toți i-au făcut în toate felurile, toți au trăit cu aia. Nu mai intru. Și plus, chiar și ăștia au o groază de neadevărul, chiar din jurul meu, ca să nu mai nominalizez. Dar povestiți singur, l-ați împușcat pe Jean. Dar atunci vrea să-l omoreți. Nu, domne, n-am vrut să-l omor, domne. Eu sunt o fire puțin mai nervoasă. Așa sunt eu de mic. Și branconam seară de seară aproape cu Jean, cu Vlad Topa. Pe acolo, pe la Znagov? Sau toată țara mergeam, domne. Toată noaptea pușcam ca la băile de rămol. Și era penal dacă omorai. Da, normal. Și azi e penal, da. Și azi e penal. Da. Pe de asta spun, că ne-am lăsat de vânătoare. Ne-am lăsat de vânătoare când ne-am săturat și era să ne omorâm între noi, ce de aia cu. Și eram în mașină, da. Era Jean conducea, Vlad Popa în față, eu cu arma în spate, cu armă cu cartuși. Eu eram puțin, consumasem și consumaseră, că era fric, beam vin roșu, da, normal, făceam da. Iepuri. Și eu îi spun, bă, cum e piedica pusă? Păi e piedica, nu e piedica pusă? Eu zic, nu e piedica pusă, e piedica pusă, nu e piedica pusă. Eu n-am văzut că e arma spate lui Jean aici la scaun. Și zic, nu e piedica pusă, stai mă că vă rog, și am tras, înțelegi? Că dacă tăgeam în continuu, am obișnuit cu trasul. Și a trecut prin scaun, pe aceea s-a spus, Jean s-a lăsat pe volan și vrea să dai la omul, l-a omorât, că să nu vorbea de frică. Adică că mi-ar fi fost mie frică să-mi teagă cartușul pe lângă mine. Normal, da. Și a crezut că l-ați omorât. Da. Eu mă gândeam să-l alung repede undeva, să-l debarasăm. Să-l debarasăm. Să-l facă o groapă pe acolo. Ei,
și atunci eu m-am cam lăsat, fără Caterinca. Zic, stai mă că nu-i bună chestia, Mirinca proștii când avem atâtea. După aceea, tot niște prieteni buni de-ai mei, care am stat așa cum am stat și cu ăștia ani de zile în casă, nu le dau numele că și ăștia sunt persoane acum și am văzut că 99% din oameni care au stat cu noi ani de zile, 15 ani în casă, toți au fost dizidenți, rămân tâmpit. Și ei au zis la securitate, eu am intrat în conflict cu cu Nicu mai tare, adică eu l-alergam, domne, eu l-alergam și pe Nicu pe ăsta, fugea, nu făcea, era un băiat bun, domne, dar era frică de mine, eram și idiot. Runicu era frică de mine. Da, domne, nu sufla nimeni, când îi luam cu familie, cu măsa, cu tasul. Ai înjurat să-i... Înjuram, le spuneam, mai brânceam puțin, mai îi ajutam să coboare scările dacă... L-ați bătut pe Nicu vreodată? Nu, domne, l-așteam să coboare scările dacă nu aveam mers supra rapid pe scări. Că aveam case cu mai multe nivele, aveam și scări. Da, m-am auzit, da, vita mai palată. În sărăcia noastră, da. Nu, numai, aveați multe camere. Da. Dar cu Nadia cum a fost? Domne, în primul rând că eu cu Nadia, asta aș vrea să le spun la toți, i-am mai spus și lui Mădălin că am mai încercat odată, care îl bătea câmpii 100%, eu nu sunt de acord să ia nimeni de o persoană ca Nadia. Din punctul meu de vedere, este o nesimțire să te iei. În primul rând, nu a fost acolo, domne, și când nu ai fost acolo, nu poți să vorbești ce a fost, domne. A fost unul dintre ei cu Nadia și cu Nicu în cameră sau acolo. Și de ce să avem boala asta să ne distrugem valorile, mă, mâncați aș bărăta, nu? Și folosește lui să spună Nadia e un simbol al României. Eu am fost în America, am fost asta, auzea Nadia Comănici, spunea România. Ilie Năstase spunea România, nu? Hagi spunea România. Avem boala asta, dom'le, să ne umflăm, să facem. Păi de ce nu spune ce a făcut el? Ce îl privește pe el, ce a făcut Nadia? Eu niciodată nu-mi permit să vorbesc de Nadia Comănici, dom'le. Nadia Comănici, ți-am spus, și eu o respect enorm de mult pe această... femeie, nu ce a făcut ca gimnastică, ca asta, că asta e cunoscută, dar a avut un gest la mine în restaurant în care mi-am dat seama că are o educație și o altă, nu știu, poate Occidentul a schimbat-o, a civilizat-o. Un telespectator vă zice să vă împăcați că vine gripa aviară și oricum murim, gripa porcină, da, și murim toți. Aviară, murim toți. Le dau eu. Da, le dați dumneavoastră. Dar acum povestiți-mi ceea ce e mai important. Deci ați ajuns să vă certați definitiv. Nu stai așa cu Nadia, că e chestie foarte, da, e foarte importantă. Vă tot uitați pe telefon, cine vă sună? Nu, dar dacă cine? Să mă toți spuneți, cine, Mădălin sau Jean? A, vă aduc aminte, da, prietenii de... A venit în restaurant cu Țiriac și cu un cunoscut agop și în restaurant era un copil, o fetiță care avea o deficiență și m-a rugat părintele fetiței care vrea să vină fetița să vorbească cu Nadia Comănici. Și Nadia a luat-o în brațe și a ținut-o în brațe, care niciun, cred că alt român nu făcea chestia asta, mă refer la artiști, la treburile astea. Și după aia părinții m-au sunat plângând că a fost cel mai mare eveniment din viața acelui copil. Deci aș trebui să se comporte cu un copil cu un handicap, care o chestie deosebită. Și de ce să murdăresc eu un om care a făcut atât bine acestei țări și a făcut treaba lui? Eu știu ce a fost între ei, ce mă interesează pe mine? Ce, da, îi ține noi lumânarea? Contabilizăm cinci sars cu cinci sars? De ce nu-și contabilizează la el în familie cinci sars cu cinci sars? La cine, la el acum? La Mădălin? La amândoi. La amândoi. Nu? Să nu se supere. Păi să nu se supere. Odată unul, altul. Păi nu e așa, mă? Ce interesează pe ei cinci sari și nu? Păi dacă au fost și ei săraci întrebați de ziariști, ce trebuie? Păi și pe mine m-au întrebat mii de ziariști, că oricum m-au întrebat mii. Am spus eu vreodată vreun cuvânt. Dar nu m-a întrebat de ei, am zis vreodată vreun cuvânt. Ei, ați mai zis de Mădălin. Păi am zis, dar cu te nu am acoperit, că oardea că am fost noi cu Năstase. Nici nu știa pe Năstase pe vremea domnului. Care Năstase? Cu Adrian Năstase, că era cu Năstase. Mă sunau ziariștii, nu am blocat ce să spun acum, ce să vă spun, bă, să-l acopăr. Nu, da, domnule, aduc aminte că ați fost la ce, că nu știu ce. Mi-a și spus să-l apis. Ce asta e, ce să fac? Tot să batem câmpii, așa avem boală, da, să batem câmpii. Păi de ce să spunem? De ce n-ați aveți? Dar ți-mi minte și n-ați l-ați băgat pe Petre Roman cu Zoe. Păi da, este adevărat, domnule, ce mai e, ce mai e. Iar un om de la început. Cred că e adevărat. Păi vine sorsa la mine la restaurant în continuu. Alu Petre, ne pupăm, stăm în continuă, ce mă aminte. Pe cum, domne, pe a fost una prima mea dragoste acolo și spune că am stat împreună bine, n-am avut niciodată discuție cu ea, da, despre nu, Petre Roman confirmă că s-a cunoscut, da, cu Zoe, dar la Petre Roman nunta... poate a avut o chestie, un interes, nu, ăla așa a făcut politica lui, dacă ai un interes și după când mă vezi o spilasă, bă, așa moarte altă poveste, dar nu o țin prostie așa că a fost, n-am fost. Bun, acum revenind la Revenim unde vrei tu. La Mădălin. Mă interesează, din ce am auzit și eu, că ați fost la emisiunea Zori de Zi la OTV la matinal și a spus ceva despre un botez unde Mădălin nu v-ar fi invitat.
sau v-ar fi invitat și nu v-ați dus. Asta a fost punctul terminus al relației noastre. Deci eu cu niciunul nu am terminat-o în niciun fel. Ei au terminat-o cu mine. Bun, adică ei au început, asta vreți vrea să ziceți, da? Păi nu că n-au început, deci hai să încep cu primul, cu care sunt... Eu am văzut că dumneavoastră ați tăcut și ați de vreo 2-3 luni încoace și ați încercat să nu dați niciun fel de replică și... Păi ce să-i dau replică? Deci despărțirea cu Jean. A venit, am luat casa, că am rămas acasă. Așa, da, a cumpărat casa. Acolo, mare frăție, mare prietenie, el ar fi spus la lume că... Dar mama lui trăiește acum? Mai trăiește mama cu Jean? Nu, mama așa n-a murit de mult, Dumnezeu să iertă. Nu mă iau de părinții mei. Că ziceați dumneavoastră că dacă îl vedea maică s-a cu dumneavoastră în curte. Dacă îl vedea, cred că l-o că toată viața să nu stea lângă mine. Și s-a mutat cu casa, așa. Și că ei au zis că eu am un caracter mai... fac caterincă, i-a deranjat, nu le-a spus. Dar toate caterincele astea se întâmplau la mine în casă, domnule, pentru că el absolut totul făcea la mine în casă. El n-avea voie în casă să facă și botezul la copil și invitații și toate astea când avea, îi muta la mine, fiind acolo. Pe mine m-a deranjat, că am eu casă deschisă. Da. Înțelegi că îi muta pe toți. Păi dacă ție nu-ți convine cum mă comport eu, mai stai cu mine, mă? Așa, și s-a mutat cu dumneavoastră în curte la Snagov. Da, domne, veselie, 24 cu 24. Mâncam împreună, stăteam împreună. Asta cu câțiva ani, da? Când făceam noi emisiunile cu toate. Da, domne, niciun fel de discuție, niciodată. Toată ziua era la mine. Era făcea parte din viața mea, din familia mea, din totul. Și ce s-a întâmplat? Nu știu, mâncați aș gura ta, că am rămas tâmpit. Eu am rămas ca asta. Mi-a zis, ajută-mă să-mi vând casa, că tu îi cunoști pe ăștia, să nu-ți bași pe cineva, stai în curte. Da, dom'le, corect. M-am umblat la toată lumea, hai să vin un prieten, că nu-mi bag pe, în curte. Fiecare are cartea lui, curtea lui, dar e o curte comună, cu portar, cu astea, în care, asta, dar nu, tragi gard, ai dependențele tale, dacă vrei, nu-l vezi pe ăla, nu? Că am stat cu Dan Petrescu, de exemplu, Dan Petrescu și avea gardă între noi. Cu Jean am zis, bă, Jean, dăm jos gardă, cum fim noi frați de mici copii, de frați, că m-am tăiat la mână și am sub sângele și el mi-a sub... Nu? Așa, deci erați frați. Da, și eram frați. Da. Și tot șucărul, lăsați-mă, bă, mă, cava. Ce vă uitați la telefon? Dați-mi bravo, telefonul, da. Mie, da. Nu, stai Sașa. Asta e unul din gașcă, da. Da, nu ăla care a fost cu Jean, acolo care... Da, da. Trebuie să vă atace, Sașa, nu-i de partea lui Jean? Fii mai incisiv, piți, nu mă învață, fii mai incisiv cu domnul. Împotriva lui Jean? Era căzut la frontieră acolo. Uite, vezi prietenii lui care au căzut la frontiere, nene. Când au fugit din țară. Fizicienii cădeau pe capete, bă, cum erai fizician, cum fugeai, îți faci deci, un portabă. Deci pe Jean l-ar fi trădat toți oamenii din gașcă? Să ajung și acolo, că da. Sunt luși, băi, mă gurg, așa să terminăm cu... Îi țineți în tensiune, da, pe amândoi, da. Nu că nu le spun nimic, că nu mă interesează, bă, dar vreau să... Doar asta. Și în ultima zi a zis, i-am vândut casa. Un prieten de-al meu, Iulică, stau acum vecini și în curte stă Donca, sora mea, toți. Donca, sora mea, cumnată meu, Jean, stătea și acum stă Iulică, prietenul meu și toată lumea asta. Așa, deci Jean v-a rugat să-i vindeți casa și... I-am vândut-o. Da. Deci a luat 100 și ceva de mii de euro, să nu știu, că a fost și o afacere până la urmă, că a stat cu mine un an în curte. Chiar dacă eu am fost mai simpatic sau mai puțin simpatic, a luat-o cu 110 mii de dolari și a dat-o cu 100 și ceva sau 200 și ceva de mii de euro. Nu știu, n-are importanță treaba asta. Da. Bun, am mâncat cu mine, mâncați aș limba ta, să n-ajung de aici, să mă calce Skoda asta care că merge, dacă plec din studio. Am mâncat, a venit Adriana. Mi-a recomandat, i-am arătat că eu puneam niște pitici în curte, niște pitici, niște am pus niște strâmpi în curte și el zice, bă, fă nu știu ce, să mâncăm diseară, că vin diseară să mâncăm. Gata, mâncați aș gata, să fac. Prima seară nu s-a prins luminile la el, n-am zis nimic. A doua seară o întreb pe fata din casă, pe Nina, băi, Nino, ce se întâmplă cu Jean, că mai prin mine? Păi când a plecat, el a dat toată mobila alea și dispărut, până s-a plecat. Și până în clipa asta n-am mai văzut niciodată. Hai, lăsați-mi. Bă, să mor eu de aici, să n-am parte de Mădălin și de Jean, dacă te vin eu. Deci el v-a dat o întâlnire să faceți o cină împreună? Așa ne-am despărțit. Și a luat mobila și a plecat. O fi avut omul vreo problemă, da. Și cu ce l-am deranjat eu? A, și ce-i reproșați? Că nu v-a sunat, nu, plec. Nu, după aia nașul începe cu mama, cu Donca, cu mine, cu alea. A, că pe urmă el a dat a avut o rătăcire, omul la nașul, la treburile astea. Bine, bă, dacă a avut rătăcire, a avut rătăcire. Zic, bă, acum hâț nu mă vede, vine în toate ziarele, că eu l-am învățat să-i spună lui Țiriac să ia armele. Că eu am făcut-o pe aia cu Donca, el stabilește care sunt crime, care nu sunt crime, dar ce, el este Sherlock Holmes, cine este? Este inspector Mătreață, face el anchete în familia mea, în treburile astea. Deci eu am avut o problemă cu familia Ceaușescu, cu familia mea, care ne-am rezolvat-o la cum a vrut tatăl meu, nu cum a vrut eu, bă, eu poate eram mai impulsiv și asta, că așa sunt impulsiv, care s-a consumat între noi și nu-i privește pe nimeni, domne.
Nu? Deci el să spună ce a făcut măsa, ce a făcut nevestele, ce au făcut ei. Nu am eu ce am făcut eu. Deci în sensul ca să înțeleagă testatorii că sora dumneavoastră trebuia să căsătorească cu Nicu, deci, sora mea și nu s-a mai căsătorit. Au fost ca într-un fel de căsătorie, dar n-a fost coapte pentru că nu au vrut ambele părți. După aia, cred că a fost, e complicat să spun de ce s-a ajuns acolo. Cred că a fost o chestie și politică. Au și de ce ziceți să... că n-a mai vrut tatăl dumneavoastră? Nu, tatăl meu a spus că copilul, dacă va, se va naște, va fi Mizil, va fi Ceaușescu. Aha. Deci nu va fi nicio problemă și nu va fi niciodată imputat că e copilul lui ăla. La noi erau atâția copii în casă, să treată lume, deci nu mai conta un copil, tata iubită, înfiată, da, poveștile sunt știute, nu mai trebuie... Și sora dumneavoastră era deja însărcinată. Da, nu mai mi-aduc aminte luna, nu e acum venit, domnule. Și acum vorbești, sora mea are, aici are norocul ei că are un soț care știe chestia, un om foarte cum să cade, care a fost la mormântarea Nicu, l-a și cunoscut pe Nicu, Nicu a sunat-o și în ultimele clipe să-și ceară scuze, vorbeau la telefon, adică aici a fost o chestie că s-a rupt o dragoste datorită părinților și într-un fel datorită, eu știu, și a lui, că dacă a acceptat chestia asta, el a iubit-o. Pentru că de unde știu că deci a fost o dragoste adevărată așa, ca de filme ca astea, a intrat un revoluționar în casa lui Ceaușescu, da. Și a venit cu o poză. Eu eram la un prieten al meu, Victor Topalu, în casă și a venit la, uite bă, ce am găsit pe ăla, o gagică. Și era poza lui Solme. Eu nu am spus nimic. Deci ei țineau poza deci ăla avea și până la revoluție poza lui Donca pe, uh-huh, pe noptieră. Tare, da. O chestie, da. Dar, până la urmă, ei nu s-au căsătorit. De ce? Că n-a vrut Nicu oficial sau i-a spus în față sau n-a vrut Elena? Nu mai vreau niciunul. Acum și... înțeleg de ce erați așa prieteni dumneavoastră cu Nicu. Că de fapt erați și cumnați. Tatăl, ți-am explicat foarte clar, nu mi-e rușine și nu spus, am stat în casă. Știu, știu, împreună. Dar el stătea într-o aripă mare. Dar el prin dumneavoastră a cunoscut-o pe soră sau o știa deja pe soră? Nu, așa ne-am împăcat noi, că eu la început aveam boală, eu am cam tăvălit în prima seară. Eu eram cu Sandu Bârlădeanu și el era cu Vasi Borilă și cu încă nu. I-am luat sănile, le-am făcut și după aia ne-am împăcat având aceleași obiceiuri și aceleași talente bahice. Numai că ne-am apropiat. Așa ați ajuns mână în mână, da. Și Jean Maurer era deja cu Nicu? Dar ne cunoșteam toți că aveam niște cluburi private care, unde, în care stăteam niște locuri unde, la Snagov, la astea, unde niște baze de agrement pentru copii de demnitar, ca să nu le numesc așa, înțelegi? Uh-huh. Unde aveam ce vroiam noi. Da. Adică ne vedeam, dar pe Jean nu lăsa cu noi. Îl țineam ăsta la... Deci cu Jean așa v-ați rupt cu, odată cu vânzarea casei de la Znagov, Jean n-a mai dat niciun semn de viață. Am zis, domnule, omul nu vrea să mă vadă, zic că a vorbit de familia mea care nu mi-a convenit. Zic că a vorbit și el la familie și la o emisiune care o iubesc foarte mult. Dar nu am mai vrut să intru în polemică și cu ăla. Bun. Dar de ce nu l-a sunat pe Jean? Că vă întreba mereu. Domnul Serghei, dar Jean nu mai vine la emisiune. Și cum să te sun dacă tu pleci în carul ăsta? Ce să fac? Bă, te rog, frumos, vorbește cu mine. A, deci asta țineați dumneavoastră în suflet. Bă, dacă că omul a fost mai lăsat cu mine, dar n-am nimic nici acum cu el. Dar stai puțin și acum continuă. N-aveți nimic, dar l-o omorâți. Dar el se gândește că Donca face o mare greșeală că nu-i dă în judecată. Sora dumneavoastră. Cum se intită în viața mea? Are doi copii, bă, de 20-30 de ani. Păi dacă vede copilul tău și vede acum la televizor povestită de un moș cărunt care apare de nu poate să dea în picioare, să spună de ce a făcut Donca asta. Aici răutăcios. Păi sunt răutăcios, bă, că să-și vadă ideale lor, bă, că mă calmează-te, bobule, moară mama. Vreau să vă spun că să-l ține mai bine. Mai am un distorul calmat. Dar vreau să vă spun că să-l ține mai bine decât acum 3 ani la ultima emisiune. Da, să ținea de stârpul, nu putea să meargă. Lasă-mă, dar îndrăgă de șmecherie. Și-a făcut operație la șorci și are o soție foarte tânără cu 30 de ani. Dar nu mă interesează să fie sănătoși. Da. Bun, acum să ne povestiți cum v-ați rupt de mădănii. Stai puțin că aici greșeala lui sora mea, că nu o termin, pentru că primul care a început această discuție este mare gânditor și titan al ziaristicii românești, care știe tenis, știe film, știe balet, știe coreografie, știe Cristian Tudor Popescu, că ăsta a început primul să dezbată o scrisoare între Nicu și Donca pe un post de televiziune, unde mai era Curezeanu, care Curezeanu m-am împrietenit și eu m-am zis, domnule, adevărul că nu trebuia să facă treaba asta. Și-a cerut într-un fel scuze și astea. Așa, și ăla tot... Băga și pe Hurezeanu împotriva lui C.T. Popescu. Când au auzit C.T. Popescu... Păi dar e logic să-și cer scuze, mă, cum să intri tu în viața? Pe ăla ca ziarist, cum intri tu în viața publică a unui om? Fură scrisoare. Cred că a avut relații și cu securitatea, că de un ziarist scrisori, că doar nu era poștaș.
Sau fi fost și poștaș, nu știu care fața merge cu tenis și ia scopul. Și zic, bă, de omul era poștaș și a rămas lui scrisoarea, nu? De ce râzi, Dane? Păi e normal să citești tu. L-ați băgat deja cu securitate, o acuzație foarte gravă. Dar nu l-am băgat cu securitatea, pe de unde ai tu scrisoare, mă, de la Nicu Ceaușescu? Că doar nu-i scria Nicu lui Donca prin Popescu. Așa, și ce te vezi cu a citit-o, a interceptat-o scrisoare între Donca și Nicu? Da, dumne, și după aia folba, ok, așa că le știe pe toate. Aute, dumne, ce-i scrie? Ce-i scrie, bă, ce puteai să scrie? Doi îndrăgostiți, vin o să ne ardem, sau ce poți să-i scrie? Ce-i scrie dacă ai o gagică? Vin o să mergem la secerat, Costica, sau cum o cheamă. Păi stai, mă, că o dăm în râșe, așa trebuie serioase. Păi, mă, cred, da. N-am prins episodul ăsta. Și ce, analizau scrisoarea din ce punct de vedere? Da, dom'le, să vezi ce știe el, te analize pe cel. Că l-a luat Gigi atunci, i-am zis lui Gigi, Gigi, de ce nu ai cu mine să vezi ce scria, ce poezii făcea cu mine? Ce scriitori. Și atunci oamenii când au văzut... Și cu Curezeanu v-ați împăcat și cu ce te popesc, nu? Curezeanu e un om foarte, cu bun simț, foarte bun, foarte stilat. Și ce te popesc are bun simț și stilat, da? Păi dacă ai bun, vorbește de o scrisoare, mă, de cum, dar cum îți permis tu să... Pe, afară știi cât își lua? Își lua și pârnaie și asta își lua câteva milioane. Ce amende sau ce? Păi nu, păi cum să pedeam judecată? Păi cum să știi tu scrisurile mele proprii? Da, mă rog, revenim, dar se complică situația de nou. Să ne povestiți de Mădălin Voicu, de ce credeți că vă urește și ce s-a întâmplat. Este că ajung și la asta, dacă ajung la asta, stăm 4 săptămâni la acest... Acest ce? Om orchestră, tot ce e. Om orchestră. Revenim imediat cu domnul Serghei Mizil în Război, vedeți, pe viață și pe moarte, cu Jean Maurer și cu Mădălin Voicu. Se adaugă celor doi, domnul Cete Popescu, să vedem cine mai urmează. Nu mai iau cu Cete Popescu.